O casă bătrânească din Chișinău a fost distrusă azi de un incendiu, în urma căruia proprietara de 53 de ani a suferit arsuri de gradul 2, respectiv a fost dusă la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Salvatorii au fost alertați în jurul orei 13:30, iar în scurt timp aceștia au ajuns la fața locului cu 3 auto speciale. De jumătate de oră au avut nevoie pompierii pentru a stinge focul, timp în care primordial a fost scoaterea din casă a unei butelii de gaz pentru a evita o explozie. În urma incendiului, care a acoperit centrul orașului cu un nor gros de fum, toate bunurile materiale din interiorul locuinței au fost distruse. Cauza, toate circumstanțele și prejudiciile pojarului urmează a fi stabilite ulterior. Precizăm că de la începutul anului în Moldova s-au produs 1559 de incendii, în urma cărora 99 de persoane au murit.